Nu credeam că o să vină vremea să fac și acest vlog, dar uite că trebuie făcut și el. Bine v-am regăsit la un nou vlog, este o zi specială. Bine, voi probabil ați văzut deja ceva, un alt vlog de al electoratului despre nuntă, dar am zis să fac și eu unul din perspectiva mea de invitat, de cumnat de mână. Da, știu că mulți m-au întrebat că de ce nu sunt naș. Păi n-am cum să fiu naș pentru că nu sunt surat. Astăzi mergem la nunta lui Lectoric cu băieți, este ora 11:30 și plecăm spre cununie. Bine, ei cununie au făcut-o deja, acum este ceva un moment artistic, așa? Gata, băieții, mi-am luat și eu sacoul, sigur că da. Haide să vă arăt așa cum arăt. Deci, aici avem frumos lanțul, cămașa, brățările, ceasul. Știu, port la mâna dreaptă, nu e o figură, ci pur și simplu așa m-am obișnuit și nu pot să mă mai dezvăț. Sacoul. Aici sunt pantalonii, sunt din ăștia gen lărguți așa. Betty nu m-a lăsat să mă duc în ce vreau și m-a obligat să iau pe ăștia și niște Adidas pentru că astăzi suntem mai casual. Astăzi, cum ar veni la restaurant, o să mă îmbrac mai elegant. Acum să mai vagabunțez așa puțin. Știi, mai vagabunțez puțin. Haide să mergem la mașină și să mergem la restaurant pentru că sunt cumnat de mână și trebuie să-l bărbieresc. Și dacă vă întrebați cu cel bărbieresc pe Lectoricu, am pregătit un blitz ca la Craiova, să zic așa. Bă, oare dacă mă opreste poliția, mă cred că eu mă duc la nuntă? Nu prea cred, dar hai să mergem. Da, trebuie să deschid eu poarta pentru că Betty e în rochie. Da, da. Este foarte special această zi și mai ales că amicul meu se însoară. Băi, ce chestie, băi frate, de ce sunt în sport? Mă și miram, doamne, eram cu cutia în sport, dar nu știam de ce. Se însoară, bă, amicul meu. Ce e viața asta, domne? Parcă mai ieri ne plimbam cu Renault ăla de dreapta, cu gaz pe el. Ne uitam, n-aveam 30 de lei în buzunare. Și acum, ia uite, nunți, tot mașini, frumos, îmbrăcați frumos. Am ajuns aici și ghiciți cu cine sunt? Cu amicul meu! Oh, salut! Salut, amice, ce faci? Salut! Ești pregătit pentru marele eveniment? Da, mi-am luat și eu un șervețel așa să mă șterg de transpirație, domnule. Ia uite, domnule, ce se petrece? Amice, nu avem voie oare să sărim în piscină? Bă, nu cred. De ce? Păi nici nu avem îmbrăcări. Bine, poți să sar că ăsta e costumul de zi. Păi vezi. Da, băieți, mă duc să iau mașina, să o bag înăuntru, că nu pot să mă plimb cu cuțitașul ăla pe aici, îți dai seama, e cel mai căzut nebun la cap. La Craiova, amice. Ca la Craiova, sigur că da. Suntem aici cu Oviță, a venit și el să celebreze fericitul moment. Eu nu am emoții, nici Oviță, dar lectura tu are. Abia aștept să îl iau cu briciul Mircea, să iau așa prin părți. Da, ia. Scoate-o măcar, scoate-o. Stai, 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 stai. Briciu Mircea. Așa-l numesc. Briciu Mircea. Mamă, cum se aude. Voi vă dați seama, o să fie o nută de senzație. Cu șuste, cu perșuste. Nu o să vă vină să credeți cine a venit aici. Claudel. În caz că m-ați văzut niciodată, el este Claudel. Alias copilul meu, dar e cam rânduț astăzi. Cam mare așa. Mă, dar tu ești frumușel așa, în realitate. Dacă n-aveai iubită, te luam de iubit. Seara asemănau cu mersul la restaurant. A început cu nia, băieți. Practic asta este o nuntă de vlog. Tocmai s-a încheiat momentul. Lectoricul și-a pus lanțul de gât. Asta este. Mai urmează piatra să se arunce în mare. Ia zi generică, cum e să fie nunta ta? Să știi că toată lumea e venită pentru tine, mă. Stresant. Stresant. Te simți mai bine aduțile altora. Suntem aici împreună și cu nașul. Nu mai vine la pentru prima dată. Da? Suntem mai înstărat, doar că nu mai vine de-a. Da, corect! Sac și pac și pac. Sama pistră stătă noaptea. Unu cu supun, unu cu sabia. Improvizați, bun, hai. Să stai ușură pe aia. Ia-s. Am terminat, băieți, cu biserica, a fost totul foarte ok, sper că v-am pus și o imagine de acolo. Și m-am dus acasă rapid să-mi iau papuci pentru că mă dureau picioarele de la Adidas. Acum este ceasul 5:41 și trebuie să mă schimb și să mergem, pentru că la 7 trebuie să mergem la restaurant
pentru că acolo o să înceapă petrecerea. Da. O zi foarte obositoare. Vorbiți aici cu un om serios. Sigur, domnule. Toate pantaloni, acum trebuie să iau și pantofi, că dacă credeați că mă duc în training, de mă duc în training. Și arată mi-și bine. Da, iubire. Aici este Betty. Zici că e văduva neagră. Bela. Aici este piesa importantă. Uitați-vă cât de frumos sunt. Bine, ignorați asta. Ia uitați, frumos, cravată, elegant, ceas la mână, din nou la dreapta, să nu mă înjurați. Știți de ce? V-am explicat. Arăt foarte bine și mergem la restaurant, pentru că trebuie să fim printre primii acolo, așa se face. Trebuie să fim alături acolo de prietenoște. Bine, asta o să scot, dar vestea asta te salvează pentru ăștia care au burtă. Ia uitați. Nici nu mai pare că ai burtă, ce-i? Ești nebună. Oh, Berceanu. Deci, ca să vă spun, poate mulți dintre noi când mergem la o nuntă suntem așa, bă, mă duc să dau bani, stau la masă, muzică tare, abia aștept să tai totul să plec. Nu. Eu la nunta asta mă duc, bă, nu că din tot sufletul, deci mă duc așa. Am mai fost și la diversi prieteni și m-am simțit foarte bine, dar acum fiind și mai matur, fiind și mai mare, când înainte era mai mic, băi, acum mă duc din toată inima fericit, pentru că știu că o să mă întâlnesc acolo cu foarte mulți prieteni, o să fim toți la un loc acolo și o să ne distrăm și m-am îmbrăcat și frumos așa. Și nu știu, frate, mă simt realizat, nu știu de ce, că particip la evenimentul ăsta și că mă duc cu drag și că pot să îmi susțin prietenul cu cea mai bun, ca să nu zic cu mulți bani. Deci asta e, nu știu, mi se pare foarte frumos. Deci chiar abia aștept să mă duc să parchez mașina, bă, și să mă pun să mă distrez, să dansez ca Ștefanghie și să, aoleu, ce să fie. Și mai ales că știu că vin toți prietenii mei și că ne întâlnim foarte mulți prieteni acolo și râsuri, ce o să fie, o să fie foarte frumos, abia aștept. Am plecat, avem 15 minute până ajungem acolo, bine, nu neapărat 15 minute, dar în 15 minute trebuie să fim acolo, pentru că ne-a zis lecturicul, mi-a dat mesaj și mi-a spus că, bă, la 7 să fie aici, că am nevoie de tine. Așa că o să fim chiar puțin mai devreme acolo. Așa că vă țin eu. Uitați, băieți, așa arată o mână de om bogat. Dacă luăm ce e aici. Dacă luăm ce e aici. Cumpărăm un E46. Cred că da. Depinde cum. În 4 nu sigur luăm. Da. Băieții, acum am simțit și eu cu adevărat respectat băiatul de la poartă. Lumea parca stânga dreapta și aici nu prea ai voie să intri acolo lângă aginerului. Și mi-a zis, tu parchează înăuntru. Îți mulțumesc, ești un dulce. Da, sigur că da. Băieți, uitați pe cine a găsit la nuntă la lecturii cu B. Mădălin. Salutare, băieți. O surpriză plăcută. Surpriză? Băi, eu nici știam. Jură-te că nu știi. Păi de unde să știu? Eu știam. Păi ce, că mie mi-a zis cineva, nu mi-a zis nimeni. Oricum, eu chiar mă bucur să-l văd aici, să fie prezent. Chiar mare drag, nici se punea problema ca să lipsesc de la... Bine, mai ales că e aici, da, în Oltenia, aproape de noi, da, sigur. Se poate. Am puțin emoții așa de început, da? Până mă obișnuiesc. Da. E, până bei, că după aceea trec. Nu, mergi cu mașina cum să beau. Da? Nu bei? La Severin, păi da. Păi și eu sunt cu mașina, dar o las aici. Tu pe la 3, 4, așa și una mică. Las-o aici. N-am cum. Vin aici. La Severin, n-am mic. Nu, nu ești. Păi nicio, dar ocazional mai merge. Avem un invitat special. Salut, frate, nou pe Pipoi, pe tine. Ce faci, frate? Salut, Bercea. Salut, frate. Zi, salut, Bercea, ia bagă-i ceva, tati. Bagă-i ceva, dă-i ceva lui Bercea. E mașină. Lasă tati să-mi... Ce mașină e asta? Asta nu e mașină. Zi, asta e mașina de... Salut, Pipoi. Salut, tati. Salut, frate. Salut. Salut, să trăiești. Ești voinic mare. Pot să spun oficial că deja este cea mai tare nuntă la care am participat. Sunt deja la aperitiv și m-am săturat. Să vedem ce urmează la felul 2. E prima nuntă în 2 ani la care s-a dus. Păi bun, păi ai dreptate. Am mai fost între timp la un botez, atât. Dar botezul nu e acel lucru. Dacă vă întrebați care este view-ul nostru, este unul foarte bun, avem masa fix lângă scenă, așa că nu ne facem griji. Acum urmează dansul mirilor! A venit tortul, băieți! Și am ajuns la sărmăluțe care arată foarte bine, dar să vedem dacă sunt și gustoase. Bă, dar arată foarte bine. Abia aștept să mănânc din ele. Până acum n-am filmat, dar mai filmez eu așa, din când în când. Zici că sunt, îmi place să mănânc, dar varianta noroc, da. Dar varianta oltenească, știu că e al meu. Iubire! Nu! Pleacă de acolo!
Pleacă de acolo! Pleacă de acolo! Am rugămintea la și camare, dacă e pregătită. Este a doua zi, am dormit 5 ore. Nu mai știu ce am făcut, ce n-am făcut, vă dați seama, am simțit și eu bine. Acum trebuie să mergem să iau mașina pentru că am lăsat-o acolo. Vă dați seama, nu puteam să plec după ce am băut. Trebuia să fiu inconștient. Și am lăsat-o acolo, așa că l-am rugat pe sălbaticul să vină să mă ia, să mergem acolo, să-mi iau și eu mașina de la restaurant. Pentru că am abandonat-o acolo. Gata, băieți, am adus și mașința acasă, bine. Bă, eu am mai alergat ceva prin oraș după a fost o zi infernală în care n-am reușit să filmez nimic decât la vlogul ăsta, dar mâine am iarăși niște treabă, miercuri iarăși plec. Joi o să duc să mașina la schimbul de ulei în cutie. Bă, am numai probleme, bă, numai probleme și nu le mai termin. Asta este. Bobița aici este cu limba scoasă, este foarte încins, este foarte cald afară, sunt vreo 37 de grade acum. Este foarte cald, săracul și nu știu unde să-l duc să-l tun, că ăsta nici nu stă. Ăsta e foarte violent cu persoanele noi. Am vrut să-i fac și eu cea mai tare farsă lectoricului la nuntă, aceea să-i fur mireasa, dar nu s-a putut. Am încercat, asta ar fost cea mai șmecheră farsă din istorie, dar cine știe, asta este. Vă zic acum că a trecut, nu mai este nicio șansă să-i mai fur mireasa vreodată, dar a trecut, a trecut. Meditam și eu clipul și am văzut că n-am outro, așa că vreau să vă spun doar că m-am simțit incredibil de bine la nuntă și pot să vă jur cu mâna pe inimă că m-am distrat cel mai bine din toată nunta aia. Acum știu, am băut puțin. Bine, eu nu beau des, dar și când beau, beau. Adică am băut de fericire până la urma urmei și m-am simțit foarte bine. Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, un follow pe Instagram și neapărat un like pe pagina Bercea pentru că acolo postăm clipuri speciale pe Facebook, un follow și pe TikTok, peste tot de fapt, așa că aș aprecia enorm să ne strângem și pe Facebook cât mai mulți. Codul Bercea pe Photoshop, sigur că da, nu știu. Casă de piatră, lecturicule, iar noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!